Slăvit să fie Domnul! Haideți să deschidem cuvântul Domnului în Vechiul Testament, în Cartea 2 Cronici, capitolul 29, începând cu versetul 1, pagina în Biblie 476. Ezechia a ajuns împărat la vârsta de 25 de ani și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Abia, fata lui Zaharia. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, în tocmai cum făcuse tatăl său David. În anul întâi, al domniei lui, în luna întâi, a deschis ușile casei Domnului și le a adres. A adus pe preoți și pe leviți, pe care i-a strâns în locul deschis dinspre răsărit și le-a zis, Ascultați-mă, leviților, acum sfințiți-vă! Sfințiți casa Domnului Dumnezeului părinților voștri și scoateți afară din sfântul locaș și este necurat, căci părinții noștri au păcătuit, au făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului nostru. L-au părăsit și au abătut privirile de la cortul Domnului și i-au întors spatele. Au închis chiar ușile pridvorului și au stins candelele și n-au adus Dumnezeului lui Israel nici tămâie, nici arderi de tot în sfântul locaș. De aceea, mânia Domnului a fost peste Iuda și peste Ierusalim și i-a făcut de groază, de spaimă și de bătaie de joc, cum vedeți cu ochii voștri. Și din pricina aceasta au căzut părinții noștri uciși de sabie și fiii noștri, fiicele noastre și nevestele noastre sunt în robie. Am de gând, dar, să fac legământ cu Domnul Dumnezeul lui Israel, pentru ca mila, mânia lui aprinsă să se abată de la noi. Acum, fiilor, nu mai stați nepăsători, căci voi ați fost aleși de Domnul, ca să stați în slujbă, în slujbă înaintea Lui, să fiți slujitorii Lui și să-i aduceți tămâie. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Doresc în seara aceasta Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Este o onoare, vă spun cu toată inima, este o onoare să fiu împreună cu dumneavoastră în seara aceasta. Mulțumesc fraților slujitori de harul care mi l-au făcut să vă pot sluji, fratele Luigi, cu care ne-am văzut de mai multe ori în țară și am avut un timp binecuvântat. Mă bucur să simt că e același om cald și la el, la dumnealui acasă. Că de obicei când mergi la unii, când ești la, pe terenul lor, ești destul de rece. Și dar în seara asta m-am simțit tare bine și am văzut că cei în România îi șaci în America. Vă mulțumesc pentru onoarea de a vă sluji în seara aceasta și Domnul să binecuvinteze Betania. Amin. Vreau, pentru că e ultima slujbă, ultima, ultima biserică pentru fanfară împreună cu mine, care, în care slujim în turneul acesta, vă spun, ei mi-au făcut programul. De obicei eu îmi fac programul, nu mă las după ei, dar acum au trebuit să mă las și ei mor dus unde mor încins și mor dus unde ori vrut ei. Eu nu am n numai să predic, să predic cât zic ei, niciodată nu m-am încadrat, dar totdeauna am sperat că mă încadrez cum zic ei, dar nu n am reușit, niciodată n-am reușit. În seara asta fratele Luigi mi-a dat timp mai mult. Acum, la final de călătorie, vreau să adresez un cuvânt de mulțumire fratelui Sorin. Știu că nu știe nimic, nu, e, numai din, e plecat din inima mea așa a fanfariștilor. Două săptămâni o au purtat cu autocarul și să știți, nu suntem uh, uh, oameni ușor de transportat. Suntem destul, eu știu cum suntem noi. Așa bate doare una, bate doare alta, ba stăteam întinși pe culoar, ba nu mai ajungem. Nu, no, ia ia-i pe ăștia și doi. Nu? Când zici, Doamne, dăm răbdare. Vine fanfara de la Timișoara și așa te zdrobește. Uitați-vă câtă răbdare are acum. De ce? Pentru că ne-au dus două săptămâni. Au fost momente când Dumnealui a dormit în autocar și noi am dormit în hotel. Astea le știm noi. Au fost momente când au fost situațiile destul de delicate și ne-au răbdat. Nu numai că ne-au dus, că putea să pună un șofer, dar au făcut ce au făcut Avram. Când au venit îngerii, știți ce au făcut. El însuși le-a slujit. De obicei punea sluga. Dar au de data asta mă pun eu. Nu-i nu ușor și vreau, frate Sorin, din toată inima să-ți mulțumesc. În numele fanfarei, în numele bisericii Elim și a tuturora pe care i-am slujit, îți mulțumim din toată inima și Domnul să-ți răsplătească. Amin. Am înțeles că aveți alegeri. Vreau să vă întreb ceva, dar să nu răspundeți. Cine are șanse? Nu răspundeți. Că în seara asta vreau să vorbesc de șanse. Știi? Noi avem oamenii noștri și ăla are șanse. La noi în România e mai ușor. Și noi avem alegeri. Avem 14 care candidează. La noi e mai ușor, așa-i? Care o avea șanse? te mă întreabă, în România cine câștigă? Ne dăm cu părere. Nici nu știi să mai mergi, să nu mai mergi. Că parcă... Dar trebuie mers. Cine are șanse? Vreau în seara asta, cu ajutorul lui Dumnezeu, să vorbesc de un om care a avut un trecut tumultos, o familie ciudată, o familie care a fost departe de Dumnezeu, deși a fost chemată de Dumnezeu. Un tânăr de 25 de ani, fără nicio șansă în viitor. Fără nicio șansă, pe nume Ezechia. Vreau să întreb, câți din locul acesta aveți vârsta de 25 de ani? Mâna sus! 25 de ani. Nu-i nimeni? Ba, da, Domnul să vă binecuvinteze. Sunteți destoi. Ce șanse aveți la 25 de ani? Ce șanse ai să ajungi împărat la 25 de ani? Zic, bă, stai tânăr, mă, stai tânăr. Trebuie de 80. N-ați văzut? Că în 2020 s-au bătut 2 de 80 de ani sau aproximativ 80 de ani. La chinezi. Până la 60 de ani nu ai voie să îți dorești să ajungi președinte de companie să ajungi într-o funcție superioară de conducere. Și domnule, ce șanse ar avea un păstor de 25 de ani să-l candideze cu unul de 50 de ani? Pe cine ai alege? Știi pe cine? Păi la de 50. Și Dom, ce... știi, domnule, ce... soră, ai copilul de 25 de ani, știi cât de greu să scoală dimineața sau de fapt la amiază scoală ăștia tineri, nu? Așa nu se scoală de dimineață. Ăștia au programul diferit. La 25 de ani, tu îi pregătești mâncarea, tu îl trimiți, tu îi încarci telefonul, tu te ocupi de toate. Și zice, dar nu se alege nimic de tine, te rogi de o viață să dea peste o fată bună, ca să-l pună pe picioare, nu? Să-l pui în, în, în corabie la cineva care să reușească să-l să împingă înainte. Vreau să vă spun ceva, e cineva care dă șansă încă din tinerețe. Când totul e praf în spate, când totul e dărâmat în urma ta, îi cineva care dă șansă. Și ăsta e Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. El dă șansă indiferent de trecutul tău. Indiferent câte lucruri ai în spate și ți cocoșat sufletul, de câte lucruri ai adus cu tine în America și nu ai vrea să le știe nimeni. Știți ce spune Biblia? Că tânărul acesta, să uita lumea la el și deja la 25, o dăm bară, nicio șansă, ăsta nu stă mai mult de un an de zile. Ăsta nu rezistă mai mult de un an de zile. Și zice, zice Dumnezeu, ba da, vei rezista, că eu îți dau o șansă. Când îți dă Dumnezeu șansa, trebuie să știi ce să faci cu șansa care ți-o dă Dumnezeu. Că cei mai mulți, știți care e adevărul? O ruina șansa care le-a -o dat-o Dumnezeu. Și acum stau pe bancă sau dacă mai sunt în biserică și de ce spun? Păi și eu trebuia să fiu acolo. Dar uită-te cum ai reacționat când Dumnezeu ți-a dat șansa care ai, care ai avut o unică în viață. Și vreau să vorbesc în seara aceasta despre o șansă unică. Tânărul acesta, Ezechia, ajunge la împărăție, să conducă împărăția la 25 de ani. O a avut ca tată pe Ahaz, unul dintre cele mai mari dezastre ale poporului lui Dumnezeu. Ăsta nu a avut treabă cu Dumnezeu, deși a fost pus ca să conducă poporul lui Dumnezeu. Păi, acum vă întreb pe dumneavoastră, care ți-ai da fata după Ezechia? Când știi cum a fost tatăsu, când știi cum a fost mamă sa, ai zice, Domne, fată, băiatul e frumos, dar problema e cu tatăsu. E o familie ciudată, e o familie... N-au istoricul prea bun, n-au viață, aș vrea totuși că una să dai fata pe mâna lui, să-l aibă socru pe Naman Sirianu, da? Că stai general, stai cu oportunități. Și alta e când zbate băiatul lui Orbu Bartimeu, nu? Să zici, doamne, dar nu, nu vreau, n-aș vrea la ăsta, n-aș vrea la ăsta. Știți ce face Dumnezeu? Se uită și dă șansă. Și Ezechia, vreau să vedem în seara aceasta ce a făcut Ezechia când Dumnezeu i-a dat șansă. Și dumneata tale știi de ce ești în America? Că Dumnezeu ți-a dat o șansă să ajungi în locul acesta. Cei mai mulți au ruinat -o. Cei mai mulți s-au îndepărtat de Dumnezeu. Dar vreau să vedem ce a făcut tânărul ăsta. Tânărul ăsta, fără șanse date de oameni. O știu ce să facă. Că zice ce să înveți de la, așa mi-a zis un frate la o biserică, ce să ne spui tu, că zice, noi știm pocăința de 50 de ani. Și într-adevăr la oameni din ăștia Care nu-ți dau nicio șansă La ăștia nu ai ce să le explici La ăștia nu poți să ți studiu Nu poți să le predici De ce? Că ei știu toate din prima Nu-ți dă nicio șansă Știi ce au făcut Ezechia? Primul lucru Spune cuvântul Domnului Că o făcut din Dumnezeu Prioritatea numărul unu a vieții Auziți ce spune cuvântul Domnului Versetul 2. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, în tocmai cum făcuse tatăl său David. Și auziți acum versetul 3. În anul întâi, în luna întâi, în prima lună, când s-a instaurat, zice, în luna întâi a deschis ușile casei Domnului și le-a adres. Și auziți versetul 17, nu l-am citit, dar spune ceva, că a intrat în templu Domnului în prima zi, Zice așa... Au început curățirile în ziua întâi a lunii întâi. Zice, deci, ascultați... Ăsta ajunge împărat și nu începe să facă selfie. Nu începe să pună la story, să pună pe Instagram, nu? Știi ce face? Tânja după Dumnezeu. După Dumnezeul acela în care tatăl s-o da cu piciorul. ei tânja inima după Dumnezeu. Și primul lucru, în ziua întâi, în luna întâi a primului an merge și deschide ușile casei Domnului. Îi dor de Dumnezeu. Îl ia pe Dumnezeu și face din el prioritatea numărul unu a vieții. Vreau să întreb, dar nu ridică mână, nici să nu spui nimic. Câți din locul acesta avem ca prioritate numărul unu a vieții noastre, îl avem pe Dumnezeu? Știți de unde se vede? Din acțiunile noastre. Că la declarații românul e bun. Dar au zis, domnul, nu toți cei ce zic, ci cei ce ce fac? Ăsta nu a zis, tare mi-aș dori să mă duc la adunare. Tare mi-aș dori să pot și eu să merg cum mergeți voi. Dar știți ce e problema? Prioritățile. Zice că ăsta în ziua întâi, ăsta nu o da chiermeză. ăsta nu arunca cu artificii. Zice că o tânjit după Dumnezeu. Și o mers și l-a făcut pe Dumnezeu prioritatea numărul unu a vieții lui. Câți dintre noi? N-am avut șansă din partea lui Dumnezeu. Și am zis, da, Dumnezeu, duminică seara, Dumnezeu la sărbători, noi nu avem vreme. De câte ori n-ai stat acasă și te-ai uitat la televizor, la programele de la, de la, biserică și puteai să vii la casa lui Dumnezeu. Da, ai zis, e, a obosit, atâtea mă dor, atâtea, nu știi ce te doare, nu te doare nimic. Știți care e problema? Nu mai e Dumnezeu prioritatea numărul unu a vieții. Nu mai e Dumnezeu. Aduți aminte ceva, când ai plecat din România, poate în anii comunismului, când ai plecat, și de ce ai plecat? Că ți-ai dorit o viață mai bună și te-ai rugat Domnului și ce ai spus, Doamne, ajută-mă să ajung și eu acolo, fă să-mi pună și mie viza. Mi-a povestit un frate care a ajuns în America, au zis că a luat plapuma de la mamă sau a luat-o cu el în America. Și a venit de 30 de ani, poate mai bine de 30 de ani. Și ai venit umil, cu o geantă ruptă în spate și te-ai rugat lui Dumnezeu și ai zis, ajută-mă să-mi găsesc un loc de muncă și te voi sluji toată viața. Ajută-mă, Doamne, să am un pat unde să dor, să pot oferi copiilor și ți-o dat Dumnezeu. Nu un pat, ți-o dat camere cu nu știu câte paturi. Ți-o dat și te-o binecuvântat Dumnezeu. Dar uite-te care e starea ta în vremea aceasta. Ai zis, Doamne, să mănânc și eu mai bine. Și ai mâncat mai bine. Și mănânci bine. Dar uite-te care e starea spirituală. Uite-te în vremea aceasta, că Dumnezeu se uită spre tine. Să o dați și ți o șansă. Știți că Ezechi a fost omul care a avut în viață și exemple bune și exemple rele? Tatăl său a fost exemplu rău. Dar a avut, zice cuvântul Domnului, că ăsta a făcut bine întocmai cu, ca tatălui David. Dar știți că nu a fost David tatăl său? Nu David a fost tatăl său, ci tatăl său a fost Ahaz, un om rău, un om care s-a depărtat de Dumnezeu. Dar cum zice Biblia atunci că a făcut bine? În tocmai cum a făcut tatăl său David. Dar de ce zice așa? Știți de ce? Pentru că el calcă pe urmele lui David și îl ia Dumnezeu și îl pune în Biblie lângă David. Și să știți, lângă David întotdeauna stă Ezechia, zice adică exact ca tatăl său David. Pentru că nu contează cine ți tată natural, nu contează că tată, tai că tu a fost un alcoolic, nu contează că e un drogat, nu contează că e un falimentar în familie, tai că Contează tu după cine te iei. Ca să faci prioritatea numărul unu din Dumnezeu în viața ta, trebuie să îmi spui modelul după care vrei să mergi. După modelul după care vrei să mergi. așa m-a îngăduit Dumnezeu. Așa o dat Dumnezeu să ajung eu în viață. nu e adevărat. Noi alegem în viață. Noi alegem. Nu mai da vina pe Dumnezeu. Nu Dumnezeu ți-a pus nici paharul în mână, nu ți-a pus nici țigare, nu ți-a pus nici prafurile și așa mai departe. Ci tu ai ales. Ăsta au avut șansa să aleagă pe tată să și la rândul lui să fie și el un dezastru. De el o eu nu vreau ca taic, eu vreau ca David. Și le ia Dumnezeu și îl pune țăruș în Biblie, acolo lângă David. De ce? Pentru că e vorba de alegeri. Citeam despre, știți că toate exemplele noastre vin din America. Zice că s-au făcut un studiu pe doi tineri care au avut un tată alcoolist. Și unul a ajuns, au fost urmărit foarte tare cazul acesta și studiat, să vadă cei doi copii alcolicului alcoolicului ce vor ajunge în viață. Și unul a ajuns un om prosper, un om binecuvântat financiar, ăla a ajuns ca tată, sunt un dezastru. Și o și eu, eu, pe fiecare să spună cum de-a ajuns în starea aceasta. Și o mergi la Bețiv, și eu zic, dar cum de ai ajuns așa? Că tu ai fost frate cu ăsta care e mare magnat. Și eu zic, da, dar nu frate mi problema, taică mi -o. Zici, eu am ajuns așa din cauza lui taică mi Că tata noastră o băut acasă. S-a dus la ăsta la cu bani. Și l-a întrebat, auzi, dar tu ai avut un tată alcoolic. Cum de nu ești alcoolic? Știi ce eu zis? Eu ca tata n-am vrut să fiu niciodată. Niciodată n-am vrut să fiu ca tata. Și am fugit întotdeauna de, de exemplu tata. De ce? Pentru că în viață, ține viața noastră, ține și în strânsă legătură cu alegerile care le facem. Ezechia, la 25 de ani, un om fără multe șanse, face din Dumnezeu prioritatea numărul 1 a vieții lui. În prima zi merge și deschide casa lui Dumnezeu. Păi tu ai preferat să, se -ți țină numai un program pe săptămână. Dacă s-ar putea toată săptămâna să fie închis, mai vine un în țară, frate, nu contează cantitatea, ci contează calitatea. Uitați-vă că la cele 10 fecioare, știi ce spune? Că o conta cantitatea. Zice că atunci când s-au făcut diferența, ce au făcut diferența? Cantitatea de unde le. -am. Frate, eu mă pot pocăi și acasă. Se vede pe tine. Se vede ce, ce vorbești. Și ce... Se vede asta, e pocăința de acasă. Se vede ce, ceea ce faci. Știți ce ne lipsește în vremea aceasta? Oameni care să ardă pentru Dumnezeu. Avem biserici bune, avem oameni uh, uh, cu potențial financiar, avem oameni care uh, vin la biserică, știți ce ne dorim în vremea aceasta? Și România și cred că și America, din ce am văzut în bisericile acestea, are nevoie, biserica din America română, are nevoie de oameni care să ardă pentru Dumnezeu. Nu să mă ognească din ăștia care scot fum, care splindă fumul, toată ziua, totul în jurul lor. Știți oamenii care au avut biruință, ori fost aceia care au ars pentru Dumnezeu, care au fost înflăcărați pentru Dumnezeu. Venit David și au zis, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. În, în vremea lui David, era un ritual. Când mergeau, când mergeau bătrânii la cortul întâlnirii, întotdeauna aveau drum pe la, pe la cu, uh, casa uh, lui David. Și când ajungeau acolo, îi strigau, împărate, împărate, îi... timpul de adunare nu zicea, mergeți voi, rugați am echipă de rugăciune. Am echipă de surori care se roagă pentru mine. Eu nu vin, eu vin duminică. Nu, Știți ce au zis? E nevoie să las lucru. E nevoie. De ce cancerul trebuie să ne facă să lăsăm lucru? Atunci ați e medical. Și atunci îți dorești să vii la casa lui Dumnezeu. De ce falimentul trebuie să ne aducă la casa lui Dumnezeu? Când noi putem lua exemplul acesta de la Ezechia, de la omul acesta, care îmbogăție, bogăție, în funcție sus, el a zis, eu am nevoie de Dumnezeu. Au fost cu buzunarele pline. El nu a zis, să mai întrăiesc viața un pic, mai pe la 50 de ani, mai încolo un pic. Nu, el din prima zi o știu cine l-a ridicat și o știu că el, ca să rămână în funcție, ca să rămână biruitor pe vârf, în vârful muntelui, el trebuie să rămână lângă Dumnezeu și să facă prioritate din Dumnezeu. Dar nu orice prioritate, ci prioritatea numărul unu. Să ne ajute Domnul să facem din el prioritatea numărul unu a vieții noastre. Slăvit să fie numele Domnului. Al doilea lucru, știți ce vedem în viața lui? Când i s-a dat șansă, o mai făcut ceva. O adus sfințenia ca baza închinării. Zice cuvântul Domnului că o făcut ceva ce tatăl nu a făcut. La tatăl mergea orice fel de închinare. Că ușile erau închise, știi? când nu mai ai legătură cu Dumnezeu, când tu nu dați programe, într-adevăr ai parte de programe, dar n-ai parte de prezența lui Dumnezeu. Tată sunt, nu a avut nevoie de consimțământul lui Dumnezeu dacă Dumnezeu îi mulțumit de ceea ce se petrece în închinarea lui. Nu, ăsta nu a fost curios. Dar vine Ezechia și schimbă total cursul închinării. Ăsta aduce pe primul loc sfințenia ca baza închinării. El nu a zis, avem o trupă faină. Noi în România tot auzim cu trupele de închinare, parcă numai prin Ucraina au tot cu trupele rusești, trupele ucrainiene, nu? Tătă ziua, trupe în sus, trupe în jos. Nu știți ce avem nevoie? De oameni care să ne ducă în închinare și închinarea lor să coboare cerul. Amin? Că de cântată îți putem cânta. Credeți că Ahaz, dezastru ăsta de împărat, ăsta nu a cântat, o cânta și el. Dar nu a avut treabă Dumnezeu cu, cu închinarea lui. Predicam de dimineață, unde am fost cu fanfara, de cântarea care au cântat-o Pavel și Sila. Și ăștia, pe la miezul nopții, bătuți bine, știți în România, când erai copil și luai bătaie, bătaie, o corecție, da? Dormeai cel mai bine, așa -i? Dormeai repede, fără legănat. De ce? Că plânsul îți provoacă somn și te puneai în pat, dormeai până dimineața. Dar ăștia, Pavel și Sila, fapte 16, spune că pe la miezul nopții, știi ce au făcut? Sora au apucat să cânte. Și cântau cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, pentru că ei trăiau sfințenia înaintea lui Dumnezeu și erau oameni plăcuți înaintea lui Dumnezeu, știți ce au făcut Dumnezeu? O asista la cântare. Dumnezeu le-a dat trecere la, înaintea pușcăriașilor. Niciun pușcăriaș nu a zis, gura, pocăitule, să nu-ți au gura, că vreau să dorm niciunul, toți ascultau nu s-a uitat niciunul la televizor că de obicei ăștia în pușcărie cam cu televizorul să îndelenice niciunul nu a zis, gura că vreau să ascult să, să mă uit la, la emisiune nu, toți ascultau la miezul nopții știți ce s-a întâmplat? pentru că închinarea era sfințită cerul lui Dumnezeu a coborât acolo la cântarea de laudă și știți ce? acolo unde e cântarea sfințită dintr-o inimă sfințită Știți ce se întâmplă? Se desfac legăturile. Acolo se deschid ușile și oamenii sunt liberi să plece și să facă voia lui Dumnezeu. Sunt liberi, sunt eliberați de Dumnezeu. Dar noi venim, ne spune încântarea, noi, nu dumneavoastră, noi în România. Ne spunem încântarea, ne spunem în programul nostru, ne spune în spiciul nostru. Știți ce lipsește? Sfințenia în închinarea noastră. Auziți ce spune cuvântul Domnului? Zice, în anul întâi al domniei lui, în luna întâi a deschis ușile casei Domnului și le adres. Versetul 4. A adus pe preoți și pe leviți pe care i-a strâns în locul deschis. El nu a avut așa echipa lui și o să vreau să fac întâi cu voi o ședință, să nu vă audă biserica. Să nu... Când e vorba de pocăință, trebuie să audă toată lumea. Trebuia să ziceți amin. Când e vorba de întoarcere la Dumnezeu, trebuie toată lumea să audă. Zice că i au dus pe toți în locul deschis. Nu au zis ăștia care sunteți aproape de inima mea, nu vreau să fiu prea dur cu voi, vreau să mă înțelegeți, mai trebuie schimbat, mai trebuie polișat, așa, un pic în închinarea noastră. Nu, știți cu ce a început? A început cu mesaj pentru toată lumea. El nu a avut preferați. Nu, el singurul preferat al lui a fost Dumnezeu. El o tânji, dacă tot fac curățenie 16 zile, zice cuvântul Domnului, că au făcut curățenie. Nu zi, Doamne, o rugăciune de iertare. Ăsta au muncit cu toată echipa să curețe templul lui Dumnezeu. Și merge în locul deschis și spune, spune așa, a adus pe preoți și pe leviți pe care i-a strâns în locul deschis dinspre răsărit și le-a zis tuturora, ascultați-mă leviților, acum sfințiți-vă și sfințiți casa Domnului Dumnezeului părinților voștri și scoateți afară din Sfântul Locaș ce este necurat. El nu a zis, nu pot să-i zic că e fata locutare, iar am probleme. Urmează alegere, urmează, nu mă votează. Nu, el o știu cine i-o da șansa. O știu cine i-o da șansa, o știu a templu și o știu cine îl ține. Și o zis, eu nu mă tem decât de el. Și o zis, ascultați-vă leviților, ascultați-mă preoților, toți, când e vorba de întoarcere la Dumnezeu, toți avem nevoie de pocăință. Toți, dar de, de la amvon până la ultimul, de pe ultimul rând, toți avem. Noi nu avem nevoie de programe, că programe avem și stăm destul de bine. Noi știți ce avem nevoie? Omul să plece eliberat, omul să plece vindecat, omul să plece reabilitat, să înțeleagă că Dumnezeu îl iubește. Omul acesta este omul care aduce sfințenia ca bază a închinării. El nu face diferențe, ci aduce pe toți. Și o zis, dacă vrem, după curățenia asta, să coboare slava lui Dumnezeu, noi trebuie să ne sfințim și să sfințim casa lui Dumnezeu. Cei care sunteți de la Bihor, știți că bihorenii au o vorbă care spune așa, sfințească-te tata, știți? E ușor să-l sfințească pe altul. Știi ce e cel mai greu? Să te sfințească pe tine să te sfințești tu. Îi spui, frate, pocăiește-te. E ușor să-i zici la altul. Dar știi ce-o zis Ezechia? Leviților, nu sfințiți casa întâi, ci în stâi vă sfințiți voi și după aia casa lui Dumnezeu. Știi că sunt mulți care vor să sfințească Betania, dar la ei e haos acasă? Știți? Dar nu ziceți nimic, asta de lăsați. Știți că sunt unii care acasă e haosul, și vor să aducă sfințirea în Betania sau în Elim sau. Vă dau un exemplu. Am telefonul, nu-l am la mine, în mașină, care arată ora de, -aici de la Chicago, exact cum arată aceea pe, pe ceasul acesta. Arată ora din Chicago. Dar mai am un ceas pe mână care mi-arată o oră diferită de ceasul dumneavoastră. Știți ce, cea, ce oră mi arată aici? Ora de. E acum ora două noaptea fix, știți ce ora e asta? Nu e de România, e ora de acasă. Că pe mine mă interesează nu cât e ora în România, ci mă interesează cât e ora la mine acasă. Eu trebuie să o sun pe soție, fac o paranteză, o născută la altă ieri, domnul să o binecuvinteze, un băiețel sănătos, trebuia să vină în noiembrie, dar e hotărât ca mamă să și atunci au venit N-am bănui, nu ne-am gândit că o să nască când sunt și aștept să ajung acasă. Eu țin tare cont, nu de ceasul dumneavoastră. Și pe mine întotdeauna ce mă interesează e ceasul de acasă. Dacă ceasul de acasă arată bine, nu am nicio problemă la învon. Nu am nicio problemă la biserică. Dar noi tare reglăm ceasul de la... Să mă vadă frații, Mor văzut, m pus, m, -or, m -or salutat. Nu asta e important, ci cum e ceasul acasă. Dacă nevastă ta te poate asculta, asta e important. Dacă copiii tăi te pot asculta, asta e important. Nu? Degeaba afară e ceasul bun. Degeaba toți te laudă și e cel mai grozav om. Dacă nevasta și copiii nu dau doi bani pe predicile tale, totul e în dezastru. Eu și ce zis? o Zis. O zi, mergeți acasă, rezolvați problemele, rezolvați acolo problemele. Nevastă ta să nu mai caute în geantă în timpul predicii. Să se caute, să când predici tu sau să iasă afară. Te duci, rezolvi problema. Nu știu pentru cine e mesajul ăsta în seara asta. Nu știu dacă e cineva în locul acesta care are ceasul de reglat acasă, care acolo se mănâncă pâinea cu lacrimi și el vrea să facă mari acte de grozăvie la casa lui Dumnezeu. O zis Ezechia, vrem biruință? Vrem, tăți vrem, toți vrem. Și voi vreți, așa e ce la Betania. Nu știți ce avem de făcut? Să ne sfințim noi. Nu-l sfinți pe altul întâi, nu-l îmbrăca pe altul, nu-i trage nici de haine, nici de microfon, nici de altul, ci întâi trage de hainele tale, întâi trage de microfonul tău, întâi zdrobește-te pe tine și după aceea o să vezi cum îl vei trata pe altul. O zis, întâi vă sfințiți voi și după aceea veniți să sfințiți casa lui Dumnezeu. Știi că atunci când omul se sfințește, el înaintea lui Dumnezeu, nu vor fi probleme de sfințirea casei lui Dumnezeu? De ce? Pentru că toți ajungem la același numitor comun, sfințirea. Dacă eu m-am sfințit, noi ne sfințim, la casa lui Dumnezeu suntem călăuziți, cum se spunea în seara aceasta, și dorim să fim călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Păi acolo unde se sfințește omul, acolo e prezent Dumnezeu. Domnul întotdeauna coboară acolo unde omul nu-i perfect. hristos e perfect. Slăvit să fie numele Domnului. Dar noi ne luptăm să trăim sfințirea, nu de ochii oamenilor, nu să fim văzuți ci înaintea Lui Dumnezeu. Că cel care umple sla, cu slava Lui cortul întâlnirii, Biserica Betania, cum a umplut uh, uh, templul Lui Solomon, e Dumnezeu. Noi de-aia dorim în casa Lui Dumnezeu să venim, nu să avem ce face de la 5 la 7 sau de la 5 la 8. ci noi venim cu gândul ca Dumnezeu să ne vorbească. Știți că un singur om poate împiedica lucrarea Lui Dumnezeu să propășească? Mă gândeam zilele acestea la, la Maria, la Moise și la Aron, când ori, când au vorbit împotriva lui Moise, o singură femeie a oprit o săptămână deplasarea poporului Israel. Auzi o femeie. Gura unei femei oprește lucrarea. E posibil așa? E posibil. Da, e o frână puternică. Și o zis Dumnezeu, nu, șapte zile nu pleacă nimeni. Și nu au plecat. Știi că starea ta, aia ascunsă, aia de acasă, că nevastă nu poate vorbi, nu poate spune nimic, care iar scandal acasă. Știi că starea ta, blochează starea bisericii. Că noi să știți, nu aici e adevăr, noi cu starea asta venim de acasă. Cum ești acasă, așa e și la biserică. Să nu crezi că ești dulce acasă și acru la biserică. Cu starea asta vii de acasă. O venite Ezechia la 25 de ani. Uitați-vă câtă frumusețe are omul ăsta în el, când îi dă șansa Dumnezeu. La 25 de ani ăsta se gândește cum să-i placă lui Dumnezeu închinarea. Dacă avem nevoie de ceva în vremea aceasta, în România, dacă avem nevoie de ceva în America, dacă avem nevoie de ceva în poporul lui Dumnezeu, îi să coboare slava lui Dumnezeu peste cântăreți, îi să coboare slava lui Dumnezeu peste predicatori, îi nevoie să coboare slava lui Dumnezeu peste întreaga biserică. Dar contează ce faci? Ce faci când Dumnezeu îți dă șansa? Eu vreau să cânt. Tu vrei să cânți? Dar întrebarea lui: Tu te-ai sfințit? Frate, am făcut repe. Știți ce să le are pe tinerii? Repetiții, nici nu mai spune repetiții. Totul e pe prescurtare. Totul e mai emoticoane, nu mai să vorbește. Acum totul e pe mut. Nu? Tinerii ei au modul lor de vorbire, nu? Cf, eu nu... Ce înseamnă câfă? Ce faci, nu? Au scris două litere și gata. Eu am primit de la cineva, scria bână. Eu am crezut că e bistrița năsăută, că ăștia au la mașină bână, nu? O zi nu că înseamnă bine. Acum nu-i mai spui te iubesc, i-ai dat o inimioară, i-ai dat un buchet de flori dimineața, în prin poză, nu, surori specializate care trimit fiecare dimineață buchete, Păi a du domnul buchetul să miroase. De flori în poze, știți, românul e numai cu intenția. Doamne, sunt un păcătos, dar de ce după 30 de ani vii cu aceeași rugăciune? De ce vii după 20 de ani și spui, Doamne, sunt slab. De ce? Știți ce slăbește? Un singur lucru slăbește poporul lui Dumnezeu. Știți ce? Păcatul. Păcatul slăbește. Noi putem fi obosiți, că e lucrarea lui Dumnezeu. Noi putem fi de câteodată trântiți la pământ, dar epuizați, fără putere, nu suntem numai din cauza păcatului. De aceea cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă în vremea aceasta să facem sfințirea pe două planuri. Să ne sfințim pe noi înșine, înaintea lui Dumnezeu, să ne punem, să curățăm, Asta o 16 zile o tot curățat, o curățat templul lui Dumnezeu. Nu știu de cât ai tu nevoie, dar îți spun ceva, dacă te curățești, Dumnezeu te primește. Dacă te sfințești, Dumnezeu te iartă. E seara în care Dumnezeu îți spune că îți dă șansă, binecuvântat să fie în numele Domnului. Al doilea lucru, Ezechia este cel care aduce sfințenia ca baza închinării. De sfințenie avem toți nevoie, ca bază și a predicării, a oricărei slujiri. Noi avem nevoie de sfințire și Domnul să ne ajute să ne sfințim. Slăvit să fie numele Domnului! Al treilea lucru, Ezechia mai face ceva când primește șansa din partea lui Dumnezeu. Știți ce mai face Ezechia? Este cel care recunoaște starea. Este cel care recunoaște starea. Auziți versetul 6 ce spune? Căci părinții noștri au păcătuit! Nu au zis tata meu, nu au păcătuit. Au zis tata meu, o păcătuit. Tata meu. Nu au zis așa, problemele de 30 de ani, o zis din cauza mea, a casei mele, a familiei mele. Zice, părinții noștri au păcătuit. Au făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului nostru. L-au părăsit și au abătut privirile de la cortul Domnului și au întors spatele. Știți că asta era realitatea? Noi încercăm să o periem, frate, să vorbim cumva mai așa, avem și prieteni în biserică. Vă zic, ea, nu ți nu concă prieteni în biserică. O zi, noi avem nevoie de Dumnezeu. Prietenul are nevoie de Dumnezeu. Toți avem. Și o zis adevărul, e că noi ne-am depărtat de Dumnezeu. Noi ne-am depărtat. Și o zis, e nevoie să recunoaștem că nu mai suntem etalonul poporului Dumnezeu. Pe păi când spuneai poporului Dumnezeu, toate popoarele din jur se zbârlea părul pe ei. De ce? Că știa că vine poporul lui Dumnezeu o zis, nu mai suntem etalon, nu mai suntem. Nu mai suntem aia care, știți că pe vremea lui Ceaușescu, era în copil, dumneavoastră țineți mai bine, mai, mai bine, minte decât mine. Știți că după biserică se trăgea ceasul, după pocăiți se regla ceasul, pentru că pocăitul era de cuvânt. Pentru că dacă mergeai la el să-ți repare, îți punea piesa aia care i-ai dus-o. Nu spunea una aftermarket Ci îți pica după două săptămâni. Nu lua bani în și uita să-i mai dea înapoi. Trebuia să intervină comitetul. Era vorba, vorba. Știți că pe vremea dumneavoastră nu erau atâția notari? Știți câți notari avem în Timișoara? Numai farmacii avem mai multe. În rest, notarii sunt acolo la putere, lângă farmacii și lângă jocuri de noroc. Îs notarii. De ce? Că omul și-o pierdut cuvântul. Omul și-o pierdut cuvântul. Și atunci o trebuie să intervină notarul. Nu-i bai că omul de afară și-o pierdut cuvântul. Că asta e politica de afară. Știți când e problema? Când noi nu mai suntem metalon. Când i-ai spus că în 15 îi dai banii. Într-adevăr, nu, într nu i-ai zis care lună. i -ai zis că în 15. Dar nu i-ai zis nici luna, nici anul. Și ai zis, da, da. Și tu vii și ridici mâinile sus. Și stă omul care ți-a lucrat. Care te-ai folosit de el. Și stă omul cu capul în jos. Că tu ești în față. Că tu cânți, Că tu arăți. Ești omul neprihănit. Știți ce-i Zicem, dar de ce nu mai vin oamenii să se întoarcă la Dumnezeu? Știți de ce? Pentru că suntem aici unde ne arată Ezechia. O zis, noi am păcătuit. Nu mai da vina pe altul. De când a venit ăsta la biserică, nu mai probleme sunt biserică. No, noi fiecare, noi suntem problema. Suntem, avem un duh de nemulțumire peste noi extraordinar de mare. Avem tot ce ne trebuie, dar mai nemulțumiți ca în generația asta, nu a existat niciodată. Niciodată nu a existat atâta nemulțumire. Când totul e pe rapid, când internetul e rapid, când fast food-ul, știți pentru cine s-a inventat? Pentru voi, pentru generația tânără. Și n-ai răbdare că doi în fața ta. Dom'le, să mișcă greu. Totul e o nemulțumire. Îi dai, îi cumperi mașină, îi dai tot ce-i trebuie. Și vezi că nu se înțeleg. Dom'le, dar v-ați dus în, nu știu, în Cancun, la, la luna de miere. Vine, zici că e apa cu uleiul. Nu mai S-a stricat totul. De ce? Că nu au, ba da, au. Dar știți care e problema? Îi duhul de nemulțumire. Ăsta l-avem și acasă și ăsta l folosim și la casa lui Dumnezeu. Nemulțumiți! Ăla o predicat lung, ăla o cântat și duminica trecută, ăla o făcut și slujba cu tare. Și noi dăm vina atât pe altul. Dar știți unde e vina? E păi la noi. Duhul de nemulțumire. Ăsta nu stă în microfon, nici în orgă, ci stă în inimile noastre. Vă dau un exemplu. Într-o seară, mai ceva ani în urmă, după ce am cinat acasă, am servit masă cu copiii, cu soția, m-am ridicat și, nu știu, poate aveți și dumneavoastră obiceiul ăsta. După ce am mâncat, m-am dus la frigider. Am deschis frigiderul și mă uitam în el. Soția se uita la mine, după ce am mâncat. Și atât l-am ținut deschis până fluiera frigiderul, piuia, eu intrat alarma. Și zice soția către mine, ce cauți? Mă zic, că aș mânca ceva. Zice, ți foame? Zic, nu. Zice, ce ai vrea să mănânci? Nu știu, zic, așa aș vrea ceva, ce? Zice, mă, tu ești, tu ești nemulțumit, mă, tu nu ești flământ. Tu n-ai probleme de foame. Și într-adevăr, știți că nu aveam probleme de foame, dar știți, aș fi vrut ceva, frate, ar trebui schimba ceva. Ce? A, nu știu, așa ceva, parcă ar mai trebui făcut. Ăsta e un duc de nemulțumire. Ăsta la și acasă, am închis, de atunci nu mai caut. Nu mai caut. Îmi văd de cum mănânc cei pe masă, mă bucur și e cel mai bine. Nu schimb nici sacourile așa de astea, hainele, nu? Dar uitați-vă că asta e starea noastră. Până nu recunoaștem că noi suntem vina, stările astea, sunt frați care vorbesc numai de cât de pocăiți au fost ei în trecut, fraților pe vremea noastră, la noi în sat, în județul meu, păi la noi, noi ne rugam, măi, tine, nu ca voi. Dar întrebarea e, acum tu cum ești? Știi că nu mai ești la din trecut? Știi că nu mai ești omul acela că de, despre care ne povestești? De ce? Pentru că te-ai aliniat și tu. Cine te împiedică să te rogi? Cine te împiedică să fii omul ăla înflăcărat? Tu vrei numai să ne povestești din trecut. Tinerii n-au nevoie de povești din trecut. Tinerii au nevoie de realități din prezent. Să vadă noi oamenii lui Dumnezeu care umblăm cu Dumnezeu în fiecare zi. Nu astăzi pe munte, mâine, nu mai venim la biserică, întoarcem în spatele, nu? Să o recunoscut, o zis noi. Noi suntem vinovați. Îi cineva vinovat în seara asta aici? Îi cineva? Are puterea cineva să spună, Doamne, eu sunt vinovat. Fost într-o adunare, am predicat, la final m-a așteptat o soră în vârstă și zice, frate, Zice, de când nu mai ieșit ginerele meu în comitet? Zice, nu mai probleme. Zice, el ține echilibru. Nu era problema, era problema că nu a ieșit. Știți? Ei, încerc să... Dacă ăla nu spunea, dacă ăla nu făcea, dacă ăla nu mă interpreta. Ezechia o venit și nu a cruțat nimic. O zis, noi suntem vinovați. De modul cum vorbim, știi că înjuri la lucru. Și nu că m-o ispitit, nu te-o ispitit nimeni. așa e modul tău de comportament. Știi că obișnuiești să nu mai zic ce. N-am mai rezistat. Știi de ce n-ai rezistat? Că nu te-ai sfințit. Că toți avem momente. Toți am putea să răbufnim, toți am putea să folosim cuvinte de un fel sau de altfel. Dar știți care e problema? Problema e că am făcut din lucrul acesta un mod de viață ai ajuns să, să, nu ai nicio problemă că, că, vorbești cum vorbești, că te comporți cum te comporți. Știți că oamenii care au avut biruință din partea lui Dumnezeu sunt oamenii care s-au recunoscut și au venit și au zis, Doamne, ăsta sunt. Mintea nu mi-e curată, ochii nu sunt curați, inima nu-i curată. Dacă spui, Doamne, suntem, ce iartă-ne, tragem așa o pătură peste tot, dăm cu, cu pămăduful? nu, Vino înaintea Domnului și spune fiecare segment a vieții tale, spune Doamne, ăsta sunt, sunt falimentar în zona aceasta, sunt falimentar în, 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 situația aceasta, ăsta sunt, Doamne. Și Dumnezeu știi ce face? Dumnezeu e Cel care te sfințește, e Cel care îți dă puterea să te sfințe, să scoți afară. Noi ne rugăm, Doamne, scoate Tu! Nu, Dumnezeu spune, scoate Tu! Că Dumnezeu nu vrea să scoată afară ce putem noi scoate! Că noi știm ce trebuie să scoatem. O zi, sfințiți-vă! Nu chemați pe Domnul să vă sfințească! O zi, sfințiți-vă voi! Scoate vară! Scoate vară! Scoate! Doamne, mai e liber... Nu, tu știi ce ai în viața ta. Nu-l chema pe Dumnezeu. Că dacă îl chem pe Dumnezeu să facă curat, s-ar putea să, să, te doară. Nu mai bine scos tu, nu mai bine dai tu, în... decât să vină furtuna. Nu mai bine îl arunci pe Iona, nu l primești în corabie și îl arunci pe Iona, decât să în timpul furtunii tu să fii prăbușit și să scoți în timp ce-i ce, ce durere în viața ta și în, și în sufletul tău. Ezechia, la 25 de ani, este cel care recunoaște starea în care se afla. O zis noi și părinții noștri. Oamenii biruitori au fost oamenii care nu s-au separat să spună ei-s ce o zis noi. Dacă citiți Daniel capitolul 9, Neemia 9, Ezra 9, o să vedeți că astea sunt capitolele în care oamenii lui Dumnezeu mari, ei nu au fost vinovați, dar s-au inclus și pe ei când a fost vorba de sfințire, de a-și cere iertare înaintea lui Dumnezeu. Daniel se prăbușește înaintea lui Dumnezeu și a spus, Doamne, sunt probleme, eu văd în viața mea, noi suntem vinovați de ceea ce se întâmplă. Daniel se include pe el acolo. Neemia și Ezra, n-ai vrea seara asta să te incluzi și dumneatale și să ne includem fiecare dintre noi. Și să-i spunem, Doamne, suntem vinovați de stările astea. Suntem vinovați că nu mai ardem pentru tine. Pavel, și ce o spus? O zis, mă lupt să fac binele și mi-a -mi să rău. Nu ți s-a întâmplat și ție. Ți s-a întâmplat. Poate e soțul nepocăit și ai postit o zi întreagă. Te-ai chinuit, ai postit, te-ai rugat, te-ai sfințit. și au venit el acasă un pic afumat, și ți-o zici ceva și l-ai certat sau i-ai spus ceva. Și nu e așa că te-ai prăbușit și ai zis, Doamne, acum am a primită jertfa mea. Ai plâns și ai zis, Doamne, da, o mai avut rost, mai are rost. știi ce o zis Pavel? Așa sunt, merg să fac binele și mi-a rău. David a zis, în păcat m-a zămislit mama mea. Problema e că Dumnezeu ne cheamă prin, prin Ezechia în seara aceasta să înțelegem că noi suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu. De aceea ar vrea ca Domnul să ne dea putere să ne sfințim în seara aceasta, să scoatem afară tot ce e necurat. Noi știm ce e necurat. Și tu și nevastă ta, și copii, toți știm, fiecare dintre noi, ce e necurat. Domnul să ne dea putere să scoatem noi, să nu vină vremea să scoată el și să scoatem noi, slăvit să fie în numele Domnului. Și al, treilea, al patrulea lucru, ce a făcut Ezechia la 25 de ani, când Dumnezeu îi dă șansa unică în viață, știți ce a mai făcut în al patrulea rând? O spus ce vrea să facă în continuare. Că sunt unii care recunosc, dar nu ajunge nu ajunge că recunoști. Sunt oameni care spun, eu sunt cel mai păcătos, dar nu ne încălzește cât el nu? Nu ne încălzește că spui, dacă nu spui ce vrei să faci în continuare, Zice cuvântul Domnului așa, versetul 10. O zis, în continuare am de gând dar să fac legământ cu Domnul Dumnezeului Israel. Am de gând să intru în legământ. Eu nu mă pot boteza, de ce? Nu mă pot lăsa de cutare, nu mă pot, sunt păcătos. Da, dar spune înaintea Domnului, Doamne, vreau să intru în apa botezului. Eu vreau să intru în legământ cu tine. Eu vreau să mă sfințesc și să știi ceva. Cel care are putere să ierte păcatele tale, acel are putere să te ajute să-ți duci mântuirea până la capăt, slăvit să fie în numele Domnului. Nu mai lăsa șoapta diavolului să vină să-ți spună că tu nu o să poți, tu nu o să poți să-ți duci pocăința. Te-ai pocăit, dar nu poți să te ții de pocăință. Nu noi ne ținem, ci El ne ține. Noi avem o cântare care spune, tu nu pleci niciodată de la mine, și nici o nicio clipă singur nu mă lași, tu ești mereu puterea ce mă ține, din, ori, din cel din tâi la cel din urmă pas. Dacă ești astăzi în casa Lui Dumnezeu, dacă ești astăzi pe calea Lui Dumnezeu, să știi că nu tu te ții de El, ci El te ține pe tine. Spune-i Domnului în seara asta, din seara asta, Doamne, vreau să merg împreună cu Tine. La final când ne vom ruga, spune-i falimentul Tău Lui Dumnezeu. Spune-i situația din casa ta, din familia ta. Aștepți poate înaintea lui Dumnezeu o intervenție dumnezeiască. Dar știi că Dumnezeu nu intervine până nu-ți rezolvi ce ai de rezolvat. Nu știu, poate ești, dau exemplu, sper să nu se potrivească la nimeni. Poate ești în proces cu cineva. Poate ai pe cineva în România cu care ești dat în judecată, pe o garsonieră, pe un apartament pe... și ți-o da Dumnezeu aici case și... Dar nu vrei să-L lași. Nu vrei, vrei că-i dreptul tău. O zis Domnul, învățați de la mine, căci eu sunt blând. Noi vrem, Domne, să nu rămân de rușine. Nu, no, nu rămâi de rușine. Când semeni pe Domnul, nu rămâi de rușine. Când spui că vrei să te lipești de El, tu nu rămâi de rușine. O venit Iosua la finalul vieții, la finalul călătoriei pe pământul acesta. Și ține ultima predică. Îi adună pe toți, vă dați seama, tinerii, oh, omul în vârstă, vrea să mai țin o predică. No, ce vrea ea să ne spună? Și-o zis, am o predică nouă. Am o predică, ce n-am predicat-o niciodată. Și-o zis, ce predică? Și-o și, -o -a, și, -o -a, și -o a nu luat, or au fost prezenți, au fost prezenți acolo la, la Iosua. Și-o zis, Iosua, vreau să vă spun ce vreau să fac de azi înainte. De azi înainte nu mă mai interesează ce vreți să faceți voi. Nu mă interesează pe care cale vreți să mergeți? Nu mă interesează cărui Dumnezeu, vreți să, cărui Dumnezeu vreți să slujiți. Vreau să vă spun că de azi înainte, eu și casa mea vom sluji Domnului. Dacă ții de perimetrul acesta și ai grijă ca tu și casa ta să-l slujești pe Dumnezeu, fiecare dintre noi să ținem de perimetrul nostru să știi că tot zidul se zidește. Zice că preoții zideau fiecare în dreptul casei lui și zidul se zidea. Dar când tu ai grijă de ăla, să, că nu-i zidul zidit, când porți grijă la unul și la altul, zici eu de azi, eu nu mai porți grijă la nimeni. Mergeți unde vreți. e nevoie în vremea aceasta de o delimitare. Casa ta să se delimiteze de ceilalți. Sufletul tău să se delimiteze de ăia care, care merg cu merg de colegii tăi de clasă, de anturajul tău. Pentru că Dumnezeu, în seara aceasta, îți dă o șansă. El cunoaște albumul vieții tale, știe ce-i în trecut, știe acolo pozele din album care vrea să le tai și nu se poate. Nu se poate. Și Dumnezeu cu albumul ăla, știi ce spune? Eu îți dau o șansă. Eu îți dau o șansă. Doamne, de eu sunt falimentar. Eu mă știu. Îi cineva care nu are niciun eveniment în viața lui în trecut de care să nu-i fie rușine? Toți avem, așa -i. Toți avem lucruri de care n-am vrea să le mai auzim, să ne mai vină în minte niciodată. Așa e, toți. Dacă e unul care n-are așa ceva, niciun gram, să rămână la urmă, să ne facem cu fanfara o poză cu el. Toți avem. de -aia a venit Hristos. Că avem lucruri de care ne este rușine. Dar știți ce o zis Domnul? O zis, eu îți dau o șansă. O da șansă la Mefi Boșet, care era o loc de picioare, și l-a adus la masa împăratului. O da șansă la o femeie cu cinci bărbați, cu cinci, așa e rea teancul de certificate de divorț. Și o ziți, îți dau șansă. Cum? Da, ucenicii, lasă-i că i-am trimis după mâncare. Ție vreau să-ți dau șansă. Tânărule care ești la balcon, tânără, fratele meu, sora mea, Dumnezeu îți dă o șansă în seara aceasta. Eu dat la Ezechia, la 25 de ani, când toți dădeau cu piciorul în el, Tată, tu știi ce au făcut? Ma mai probleme i au făcut. Și a zis, Domnul, nu-i mai lua în seamă eu vreau să te ridic. Contează când te ridică Dumnezeu, ce faci cu șansa care ți-o dă Dumnezeu. Ați văzut ce capacitate a avut băiatul acesta de 25 de ani. Să facă, ne dat niște lecții extraordinare. El a zis, eu, noi am păcătuit. Noi am păcătuit, de eu vreau să intru în legământ cu Domnul. Vreau să vă dau un exemplu și să închei. Eu vin dintr-o familie cu 10 copii, am fost cel mai mic în familie. Știți cum e când îți mulți în familie, am fost și săraci, că numai prin America aveți cu mulți copii și bogați, dar în România știți cum a fost. Cuvântul de bază în familiile sărace, știți care îi? Nu, nu este, nu mai cere, nu avem. Și tătă zoi, erai obișnuit, nici nu mai cereai la un moment dat, de ce? Că nu, nu era, te-ai obișnuit, mâncai ce aveai, portai ce aveai, molul nostru erau ajutoarele care veneau cu containerul din America, țineți minte. Ălea, luai și de fete și de băieți. Nu conta mărimea, nu contea că îți clămpăneau papuci în picioare și erau, nu erau. Ai ai purtai, că n-ai avut, n-am avut. Și era cuvântul de bază. Acum e, o ciudățenie în generația tânără. Acum e la modă, domne, să ai cinci mări mai mari ca tine. Păi noi ne rușinam când aveai papucii sau hainele. Nu? Mă duc într-o dimineață cu copiii la școală și eu îi duc de obicei dimineața. Și fata mare, e adolescentă, era uh, în spate și uh, în oglindă, mă uit la un moment dat și văd o bluză de-a mea pe fata mea. Mă, m am speriat, am zis, măi, timeia, mă, tu ai bluza mea pe tine? Și-o zis, da, tati, mă, cum să ai bluza mea pe tine? Păi nu-i mărimia ta. Și ce-o zis, fata, tati, da, zice, tu nu știi zice, acum mai oversize. Tătă lumea poartă de la tătă lumea. Nu contează că -i... nu m-o convins, am lăsat-o, s-o dar nu i-am mai dat-o. Am, înțeles, bă, să iei de la mamă ta. Dar să iei bluza lui tată tu, cu glugă, asta n-am mai putut-o înțelege. Nu-i ciudat. Și vă spun, când am gătat liceul în anul 2000, Aveam o soare de-a mea în Germania care avea grijă de niște uh, copii la o familie de, de pocăiți nemți și mă a sunat și a zis, auzi, n-ai vrea să vii în Germania, să vezi un pic de germană și să vii și tu să câștigi niște bani, să îți găsim un contract de muncă, pe vremea aceea trebuia contract, era cu viză, și zice, să vii și tu aici, să câștigi niște bănuți. Când am auzit lucrul ăsta, am zis, vreau, îmi doresc să nu mai aud nu, să pot să spun și eu da, pot să-mi cumpăr, pot să vreau. M-am dus în Germania, numai eu știu prin ce chinuri am trecut ca să reușesc să învăț un pic de germană. M-am dus la o firmă, exact ce terminasem eu, liceu, am dat un interviu, mai mult soră mi-a vorbea ca mine, și mi-au dat cu un contract de muncă. Și-au zis nemții către mine așa, iei contractul și te duci în România la forțele de muncă. Ți-l ștampilează, te ia în evidență, îți dă număr de înregistrare și vii cu el înapoi și încep lucrul. L-am luat și am venit glonț în România. M-am dus la București, la, la Ministerul Muncii, am scos acolo bilet de ordine și așteptam să intru în, în birou acolo, să dau contractul. Aveam un dosar pus acolo, contractul pus într-un dosar și așteptam la Minister. Când mi-a venit rândul, am intrat înăuntru, am dat dosarul, s-a uitat femeia aceea în dosar, în contract, să a uitat când la dosar, când la mine. Era, nu mai știu cum eram, dar oricum arătam destul de sărăcăcios. Și-o zis, bine băiatule, zice, lasă-l aici și când îi semnate sunăm și vii după el. Și-am zis, bine. Zice, du-te acasă. M-am dus acasă și au trecut o lună, ori trecut două luni, ori trecut trei luni, mai bine de trei luni. Și după trei luni mă sună. Zice, auzi, să vii după contract că nu la noi trebuie. Zice, trebuie la Sibiu, la consulatul Germaniei de la Sibiu, acolo se iau contractele. Când am auzit, m-am dus repede la București, l-am luat și de la București m-am oprit direct la Sibiu. Acolo, în parcarea aceea, la ieșire din Sibiu, cei care sunteți din zona aceea, am stat acolo, era multă lume. Am luat și eu un bon de ordine și stăteam cu dosarul, uite așa îl țineam. Numai Biblia o mai țineam așa la piept, în dosarul ăla erau toate visele mele de, de tânăr. Îmi doream să merg și eu în Germania, să mănânc și eu mai bine, să pot să-mi cumpăr o cămașă, să-mi cumpăr și eu o haină, să nu mai iau de la second hand și de la, de la ajutoare. Și am stat acolo cu dosarul, mi-așteptam rândul. Am ajuns acolo, i-am dat dosarul la doamna de acolo, femeia s-a uitat în el, s-a uitat la mine și a zis către mine așa, zice, mă Bă, băiatule, zici eu o problemă cu contractul. Am zis, ce? Zice, eu expira contractul. Am crezut că mă prăbușesc. De fapt, m am și prăbușit. Și am zis, Doamne, nu se poate. Vă rog frumos, cum să expire? Zice, trei luni e valabil, tu ai peste trei luni. Și atunci am început pe românește. Știi că nu vină, că, hai, e o de devină, că aia de la București, mi Așa ne justificăm noi. Și am zic, eu te înțeleg, dar nu pot. Trebuie să aduce al contract. Și am zis, vă rog, am început să plâng. În dosarul ăla era tot ce-mi doream la vârsta aceea. Și am zis, vă rog, semnați-mi-l că vreau să plec. Și o zis, îmi pare rău, nu pot. Zic, dar ce să fac? Zice, te duci înapoi, dacă te-o așteptat, îți dă alt contract și vine la noi direct. Și zice, o să, o să, fie bine. Am luat dosarul și l-am făcut așa, sul, ca păruda de salam. Și am ieșit cu el din consulat afară. Am ieșit plângând. Când ies afară, tata meu mă aștepta în parcare. S-a uitat la mine și a zis, ce s-a întâmplat? Și am zis, mi-a expirat contractul. Și o zis, tăticu, nu mai plânge hai să mergem acasă. I-am zis, nu vreau să plec acasă. Nu vreau să mai merg, nu vreau să merg acasă. Și o zis cu te rog, haide să mergem acasă. El era obișnuit cu sărăcia, nu era o problemă, dar eu nu mai vreau să stau în sărăcie. nu mai vreau să stau la nivelul ăla, vreau ceva mai mult. Și o zis, nu mai te năcăji. Și m-am luat și am plecat în spatele consulatului, trecea râul Cibin pe acolo, erau numai boscheți, eram cu dosarul în mână și am început să plâng în hohote. M-am uitat spre cer și am zis, Doamne, nu ți-am cerut un milion de euro, nu ți-am cerut dolar, nu ți-am ți cerut și eu să pot să mănânc ceva mai bine, să-mi cumpăr și eu o haină, să-mi cumpăr și eu o mașină și nu mi-ai dat. Ți-am cerut, ți am și eu o șansă asta și nu mi-ai dat. Dar aș fi fals să vă spun că am fost plin de credință, nu, eram la pământ, plângeam cu dosarul în mână. Dar dintr-o dată i-am spus Domnului, nu înțeleg cum i-am spus lucrul ăsta. I-am zis așa, Domnului, Doamne, dacă ai ceva de binecuvântat, viața mea, te rog să mă binecuvintez în România. Nu o să mai bat niciodată la porțile Europei, după un contract sau după o bucată de pâine. Dacă ai ceva, dă-mi în România și eu vreau să te slujesc aici, în țara mea. Te slujesc aici și tu aici, să mă binecuvintezi. Vă spun, frații mei, în momentul ăla, am luat dosarul, l-am rupt în bucăți și l-am aruncat într-un tomberon. M-am șters la ochi și am zis la tatăl meu, mergem acasă, nu mai înțelegea. Cum acum vrei să mergem acasă? Vă spun, au trecut 24 de ani de atunci. N-am lucrat nicio zi în Europa. N-am bătut la ușile Europei pentru loc de muncă. Dar pot după 24 de ani să spun că Domnul l-a purtat de grijă. Nu înțelegi cum lucrează Dumnezeu. Nu înțelegi de cum te poate ridica Dumnezeu din faliment. Mi-a zis anul trecut soția, oare care e viața ta? Dacă ți-ar fi aprobat contractul, oare cum te vezi? Cum te-ai fi văzut în Germania? Nu știu. Zice, oare mai predicai? Nu știu. Oare irei pe bani, pe afaceri? Pe... Nu știu să zic. le am zis soției mele, îi mulțumesc acum lui Dumnezeu că mi-a expirat atunci contractul. Îi mulțumesc, după 24 de ani pot să-i spun, îți mulțumesc că n-ai făcut după cum am vrut eu, Ce ai făcut după cum e planul tău. Vreau să întreb în final, ai un dosar de genul acesta înaintea lui Dumnezeu? Care tot îl împinge înaintea lui Dumnezeu? Să te ridici, ai vrea, îi schițezi lui Dumnezeu cam cum ai vrea tu? Vreau să-ți spun în seara aceasta, pune dosarul tău în mâna lui Dumnezeu. Și să poți peste an să-i spui, îți mulțumesc, Doamne, că n-ai făcut după cum am vrut eu în contract. Și ai făcut după cum ai vrut tu să mă binecuvintezi. Pentru că tu ești cel ce porți de grijă, tu ești cel ce ridici. Când oamenii spun că tu ești un falimentar din naștere, tu ești un prăpădit de neam, de soi, din spate, de generații înaintea ta. Știi ce îți spune Dumnezeu? Îți dau șansă. Îți dau șansă, te iert. Te ridic, te binecuvintez. 25 de ani, dar m-am drogat, am furat, am făcut numai prostii. Dacă în seara asta te recunoști, dacă în seara asta tragi totul de la zero și spui ce vrei să faci, îți spun Dumnezeu îți dă șansă, Dumnezeu se va folosi de tine și în generația ta Dumnezeu te va bate țăruș acolo lângă Ezechia, lângă David, lângă oamenii lui Dumnezeu. Depinde de tine ce alegi. Știți ce îmi doresc? Să alegem împărăția lui Dumnezeu. Să umblăm cu seriozitate cu Dumnezeu, ca sfârșitul alergării noastre să fie împărăția lui Dumnezeu și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin.